Invitatul de aseară din cadrul emisiunii Politica la zi difuzată de postul nostru de televiziune a fost secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Cristian Eremia, care a ajuns în județul nostru în vizită de lucru. În cadrul emisiunii, invitatul a declarat în exclusivitate că pentru o mai bună funcționare a unităților spitalicești din țară trebuie să existe un dublu control. Control atât din partea administrației locale cât și din partea Ministerului Sănătății, lucru care va fi posibil din această vară. Noi nu putem da afară niciun manager de spital, pentru că el nu are contract cu noi. Noi nu putem sugera autorității publice locale că ar fi bine să îl schimbe. Putem sugera Consiliul de Administrație și așa mai departe, dar până atunci trebuie să facem regulile clare de control. Așa cum protecția consumatorului are niște reguli după care controlează dacă a încălcat regulile respective, tot așa vrem și în această vară pe legea de abilitare a guvernului, avem o ordonanță simplă care se referă la aceste aspecte. Cred că sunteți primul post de televiziune din România care află acest lucru. Și care va fi important și pentru noi și va fi important și pentru autoritățile locale. Pentru că va fi un dublu control. Și putem la un moment dat să împiedicăm niște derapaje. Odată ce această ordonanță simplă va fi introdusă în legea de abilitare a guvernului, acest dublu control va ajuta la împiedicarea unor probleme care vor apărea în sistemul sanitar din România.